Iar liberalii o cheamă pe Viorica Dăncilă în Parlament. Premierul a fost chemat să dea explicații în privința violențelor din Piața Victoriei din data de 10 august, dar și despre scandalul pestei porcine. PNL cere ca Viorica Dăncilă să vină la ora ministrului în prima ședință din sesiunea parlamentară. Această sesiune parlamentară este obligatoriu să înceapă cu audierea primului ministru Viorica Dăncilă în plenul Parlamentului cu privire la reprimarea protestelor pașnice și intervenția violentă a jandarmeriei împotriva protestatarilor pașnici. Trebuie să spună de ce nu a remaniat-o încă pe ministrul de interne Carmen Dan, ca urmare a celei mai dezastruoase intervenții a jandarmeriei împotriva protestatarilor de la Mineriade încoace. Va trebui să mai spunem un lucru în fața Parlamentului. Cum este posibil să gestionezi atât de dezastruos criza pestei porcine și să ajungi ca astăzi în România să asistăm la un măcel împotriva animalelor?